În Arhiepiscopia Tomisului, pregătirile pentru praznicul botezului Domnului au început în această dimineață la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit sfânta liturghie și a oficiat slujba de sfințire mare a apei. Aghiazma a fost îmbuteliată apoi în 200.000 de peturi, ce vor fi oferite mâine constanțenilor. Să ne pregătim în fiecare zi, să ne apropiem de Dumnezeu, cu smerenie, cu dragoste, cu iertare, cu pace și cu binecuvântare. Tuturor vă dorim ani cu sănătate, mulți și buni și cu folos, cu sfințire, pentru ca sufletul nostru, îmbrăcat în haina de lumină, să poată să se întoarcă la Dumnezeu, să primească bucuria cerului și viața cea veșnică. Tot în această zi, în alt preasfinția sa, a mers la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Hârșova. De aici a avut loc o procesiune către malul Dunării, în zona Căpitaniei Hârșova. Slujba de sfințire mare a apei a fost oficiată la ponton. Ierarhul a aruncat apoi trei cruci în apa Dunării. O zi de mare bucurie pentru noi, preoții din protoieria Carsium, dar totodată și pentru locuitorii de aici, din orașul Hârșova. De câțiva ani, deja a devenit o tradiție aici la Hârșova de a se organiza slujba de sfințire a aghiazmei celei mari. Moment de mare bucurie. Sperăm ca și de acum încolo, an de an, să rămână această tradiție frumoasă, zi în care se sfințesc apele, iar locuitorii de aici, de la Hârșova, și nu numai, sunt binecuvântați cu rugăciuni arhierești. Canoanele bisericii prevăd ca numai de două ori pe an să se poată săvârși slujba de sfințire mare a apei, la botezul Domnului și în ajunul sărbătorii.